Pro tip, la împinsul cu bara deasupra capului, împinsul pentru umeri, vreau să faceți două chestii. Unu, să nu duceți coatele foarte în spate, ci să lucrați în plan scapular, adică undeva cotul mai în față. În felul ăsta veți minimaliza riscul de accidentare. Și doi la mână, dacă veți lucra împinsurile pentru umeri, după ce ați făcut antrenamentul de piept, unde pieptul este preobosit, pieptul va ceda primul. Așa că se va transforma foarte ușor exercițiul ăsta, dacă vă veți poziționa corect, într-un exercițiu pentru partea superioară a pieptului, cea de sub claviculă, pe care le avem majoritatea dintre noi lipsă, cel care se vede bine fix în maiou. Ce am nevoie să faceți? Spatele drept, pieptul sus. După cum vedeți, banca nu este dreaptă, este declinată vreo 10 grade. Deci la prima setare. Priza mai depărtată de nivelul umerilor, spatele cambrat, umerii jos și în spate, capul lipit. Însetez banca de așa natură încât bara abia să treacă de nas și de bărbie. Deci să nu am spațiu între, să fie la limită. Duc bara până pe piept, împing exploziv. Cobor lent, am coatele spre înainte, nu le am aici, nu e ghilotin press. Întind pieptul cât se poate de mult.